Spune așa Hristos, dacă pe voi v-au prigonit, întâi pe mine m-au prigonit. Dacă pe voi v-au urât, întâi pe mine m-au urât. Și spune la urmă, zice, și unii din voi vă vor ucide crezând că aduc slujbă bună lui Dumnezeu. Ei, la vremea respectivă, împărații păgâni, prin zeitățile lor și mentalitățile lor molnave și primitive, credeau că ucigându-i pe creștini, de fapt aduc o ofrandă sau un serviciu cerului. Și să știți că așa a fost. Niciodată biserica creștină, cum spune un mare scriitor bisericesc, Eusebiu de Cezarea, spune așa, sângele martirilor, sămânța creștinilor. Și cum se explică lucrul acesta? În biserică aici sunt 50 de oameni acum. Și unul face o minune, ceilalți ce fac? Cred. În momentul cutare suntem în arena romană. Acolo este aruncat un creștin. Vin fiarele să-l mănânce și în loc să-l mănânce, îi ling mâinile, se gudură ca pisoii pe lângă el și împăratul strigă nervos, ucideți-l, uite, face vrăjitorie, zice, cum adică fiarele să nu-l mănânce? Dar fiarele înțelegeau glasul stăpânului lor ceresc, Dumnezeu care le-a creat, acolo nu vă atingeți. Și le dădea harul îmblânzirii. Ce fel de har al îmblânzirii? Pe care l-a avut Adam înainte de cădere, când toată făptura îi se supunea în chip primordial și îl cunoștea de rege al făpturii. Deci ce sunt sfinții? Rege ai făpturii. Ce sunt sfinții? Împărați ai naturii. Ce sunt sfinții? Cetățenii ai cerului. Ce sunt sfinții? Prietenii lui Dumnezeu. Ce sunt sfinții? Casnicii lui Dumnezeu. Ce sunt sfinții? Cetățenii ai raiului. Ce sunt sfinții? Îmblânzitorii răului. De aceea Sfântul Ioan Damaschin spune așa, binele nu este bine dacă nu se face bine. Deci în momentul în care vrei să fii martir, în primul rând trebuie să ai o viață exemplară. Deci să nu credeți că iei un marțafoi de asta din ziua de astăzi cu cercel în ureche și sătul de dansat în discotecă și îl duci să mărturisească pe Hristos. Ăla e primul care se scapă în pantaloni și spune, cred în ce vrei, nu mă omorâ. Deci nu aceștia sunt martirii. Martirii erau oameni cu adevărat plăcuți lui Dumnezeu în viața particulară, verticale în viața morală, sinceri cu Dumnezeu în cugetul lor, înăuntru lor și nu în cele din urmă, sinceri cu poruncile sfinte. Deci ca să ai curajul și să spui, citiți la mucenicii din Sevastia, mama mucenicului Meliton, ăla după ce i-au rupt picioarele și l-au chinuit, nu era mort, pe ei l-alții ars. Și pe ăsta, probabil, din milă, cei care l-au văzut, l-au lăsat acolo mai departe. El ia în spate și duce și ea la groapa cu foc și spune, și eu vreau să fiu mamă de martir și pe a mea o martirizează, îmi bagă-l acolo. Pentru că își doreau să fie cu Hristos. Dar astăzi, dacă îi spui la o mamă, lasă-ți plodul la mănăstire. O, da, pe-a meu. Păi, dacă îi spui, lasă-ți fata să facă măicuțul, o, pe-a mea, oricare, nu sunt împotrivă, e bună credința, dar nu tocmai al meu. Deci, noi vrem să ne martirizăm, dar ne martirizăm în piață cu sacoșile pline de mâncare, ne martirizăm în frigider cu fleicile și cu friptura, ne martirizăm în fața programelor de televizor și stăm cu ochii umflați de oboseală, ne martirizăm în fața calculatorului, ne martirizăm în fața mesei plină de mâncări alese în timpul postului și ne martirizăm la nunț, la onomastie și la petreceri, ne martirizăm în timpul discotecilor, cât efort nu se depune acolo. Deci, toate acestea sunt niște martirizări, dar ale a eu-lui propriu. Și atunci nu duc la nimic. Acești martiri s-au martirizat cu adevărat pentru Hristos, căci spune Mântuitorul, de n-ar fi știut, păcat n-ar avea. Dar acum n-au răspuns la păcatele lor și de nu le-aș fi grăit lor, păcat n-ar avea, dar acum n-au cuvânt de îndreptățire împotriva păcatului lor. Deci aceștia sunt martirii și lângă acest Dimitrie, vă spuneam și altă dată și o repet și acum,
Să știți, asta e marea taină. Și aceasta e revoluția spirituală pe care o dorește Dumnezeu. Biserica nu este o cohortă de babe pensionare cu sacul în cap și cu psalmirea zâmsoară, care vin și pomenesc morții lor și pun colăcei și aprind lumânări. Biserica este totalitatea creștinilor ortodoxi botezați în numele Sfintei Treimi, începând de la o zi de la botez și până la 80 de ani până intre în mormânt. Sfântul Chiric a avut 3 ani și când i-a zis împăratul, hai vino la mine că îți dau dulciuri, uite, închină-te idolului, l-a zgâriat pe față și când l-a luat de picioare și l-a izbit, l-a făcut bucăți, are moaștele întregi. Sfântul Mucenic Lup, la 9 ani, Sfântul Mucenic Ursul, la 8 ani, citiți bisericile din munții Bitinii, Olimpul Bitiniei. Alt martir, Sfântul Gheorghe, la 23 de ani, îți dai seama ce flăcău frumos, toate fetele ar fi murit după el. El totuși s-a dus să stea în groapa de var, cu chepetroiul pe chep, să se încalță cu sandale înroșite în foc, să omoare balaurul acolo în partea de răsărit, unde ieșea un fel de dragon dintr-o peșteră și mâncau oameni și oameni, dar era lucrarea dracului. Oamenii cărau oameni și îi dădea să mănânce ca să nu vadă mesatul. După aceea, Sfântul Mucenic Trifon, Sfântul Mucenic Pantelimon, Pandoleon, cel cu inima de leu, care făcea minuni tămăduitoare, Cosma și Damian, Sfântul Ermolai, deci toți oameni tineri. Deci tinerii sunt cei care au umplut martirologiile de martiri și de sfinți. Cine a fost Eustație Plachida? Cine a fost Teodor Tiron? Cine a fost Sfântul Mercurie? Cine a fost Sfântul Procopie? Cine a fost Sfântul Arteme? Crezi că erau niște boșoroși de aia care îi cari cu căruciorul și le pui pe împărș? Nu, dragă! Oameni în toată splendoarea și puterea trupului s-au lepădat de cele ale lumii și s-au dăruit lui Hristos. De aceea biserica este veșnic tânără, este veșnic în putere, este veșnic plină de Duhul Sfânt și este veșnic în trăire și în mișcare. Are dinamismul și suflu acestor oameni care nu s-au dus, mă duc să-mi fac eu plan, mă duc la psiholog să văd dacă primesc o suliță în piept, oare ce fel de aureol o să am, dacă primesc să mă muște o fiară, oare cam ce o să scrie despre mine martirolog? Nu, domnule. Ăla se ducea și spunea, și eu cred în Dumnezeu. Și în momentul respectiv era maltratat. Era ăla, Sfântulețul Mic, Tarsisus, deci care a citit biserica din catacombe. 3.000 de oameni urmau să fie mâncați de fiare, fără Sfânta Împărtășanie. El, un copil, a zis, dați-mi mie, că o duc eu, a pus într-o traistă tot și a tăiat-o prin cetate. Aveau guri de intrare sub tunelurile subterane. Deci cine a mers în Italia, nu numai l-a spălat bătrâni, și a mers să viziteze orașul vechi, Calea Antică se cheamă, pe acolo, prin preajma Coliseumului, în centrul Italiei, sub pământ, nu numai în Rusia, la Kiev, catacombe, 25 de kilometri de biserică creștină sub pământ, făcută cu hârlețul, cu lingura și cu lopata. Era patriarhul Papa Damas la vremea respectivă, în primele secole creștine. Și băiatul, când a trecut, l-a văzut un nenorocit de asta care bătea la ferărie și i s-a părut că e ciudat și a zvârlit să-l lovească cu ranga. El s-a culcat peste traista aia și s-a făcut ca și mort. Ăla a crezut că l-a omorât și a văzut de treabă. Șeful gărzii, care era creștin în taină și vedea că întârzi Sfintele Taine, e ieșit înainte. Ăla, ce fac copiii mici când îl dai jos? Ce face măsa? Na, las că te bat eu! Las că bate mama! Nimic, ăla a spus așa, Radu, să ai grijă să nu pierzi Sfintele, auzi, la 9 ani. Păi ce fel, mă, de creștini ai azi, că e la 9 ani, nu știu Tatăl nostru, nu știu să împărtășească, nu știu să spovedească, nu știu crezul, nu știu Psalmul 50, nu știu Împărate Ceresc, Doamne, Doamne Ceresc, Tată, Preasfântă Treime, și Tu îl trimeți să ducă Sfintele Taine la temniță. După ce au mâncat 3.000 de creștini Sfintele Taine, toți au murit martiri, au cumpărat ăștia pe aur, că dacă ce era Roma? Un popor bogat care fura aur din toate ținuturile.
Ce făcea cu el? Îl valorifica în imperiu. Și aurul devenise un metal prețios sfintele, auzi, la 9 ani. Păi fel, bă, de creștini ai azi că la 9 ani nu știu Tatăl nostru, nu știu să împărtășească, nu știu să spovedească, nu știu crezul, nu știu Psalmul 50, nu știu Împărate Ceresc, Doamne, Doamne Ceresc, Tată, Prea Sfântă Treime, și Tu îl trimeți să ducă sfintele taine la temniță. După ce au mâncat 3.000 de creștini sfintele taine, toți au murit martiri, au cumpărat ăștia pe aur, că dacă ce era Roma? Un popor bogat care fura aur din toate ținuturile. Ce făcea cu el? Îl valorifica în imperiu. Și aurul devenise un metal prețios la îndemâna oricui. Nu era criză în Roma de aur. Creștinii cumpărau acest aur la prețuri de nimic și îl plăteau în greutatea sfintelor moaște. Care cu coană s-ar lăsa acum de bijuterii și prostii și zvarovski ca să dea ea pe bucat de ciolan de sfânt? Să-ți găsești. De ce vă spun lucrurile astea? Între biserica primară, cea plină de sângele martirilor, și biserica actuală creștină, plină de lenea noastră, de puturoșenia noastră, de nepăsarea noastră, de mândria noastră, să vedeți numai ce calitate slabă au creștinii de azi, că stau toți într-o biserică și nu suportă unul cu altul. Deci ar trebui o biserică cu boxe, să-i bagi câte unul în rând ca pe berbeci. De ce? Nu în cap în biserică, dar ce să băgate ăla în fața lui ăla sau ăla în fața lui ăla? Sau femeile, dar de ce ai vorbit cu aia? De ce ai vorbit cu aia? Dar cine mai băga pe mine în seamă? Dar cum cu mine nu discuți? Dar de ce pe aia o asculți? Dar de ce pe aia o întrebi? Deci mentalități creștine, secolul 20, astea scrieri apocrife, deci nu se mai cheamă martirice. Deci ăia nu știau cum să primească pe Hristos și Sfânta Împărtășanie și să trăiască de pe o zi pe alta cu Dumnezeu, iar noi îl avem pe Dumnezeu la dispoziție și trebuie duhovnic să-i întrebim. Băi, tu te-ai mai spovedit? Băi, tu te-ai mai împărtășit? Băi, tu de ce nu vii la biserică? Păi, părinte, acum am pus în pământ, părinte, acum cresc nepotul, părinte, acum sunt în Italia la muncă, părinte, dar acum am servici pe două schimburi, părinte, dar acum am programe. Așa o să zică și Hristos la ușa Raiului. Cei cu program prelungit treceți la stânga, cei care ați avut două joburi treceți la stânga, cei care duminica erați ocupați cu serviciuri treceți la stânga. La fel și Dumnezeu va face la fel, pe același criteriu de selecție, că așa a spus, cum aud, judec și judecata mea dreaptă este. Și proverbul popular e simplu, bine faci, bine găsești. Semnea.